Salutare dragilor și bun venit pe canalul meu! Eu sunt Mișii, iar în acest video vreau să vă povestesc despre căștile wireless Galaxy Buds 2 pe care le-am primit în teste de la Samsung cu aproximativ 2 săptămâni în urmă. Și aș vrea să vă arăt înainte conținutul pachetului, după care vom reveni asupra lor. Așa arată cutiuța în care primim căștile, iar în interiorul său găsim. În partea superioară a capacului este această cutie mai mică, în interiorul căreia avem partea legată de începerea de utilizare a căștilor, un quick start guide care să vă ajute, mai ales la început, să le poziționați corect și să faceți ce trebuie cu ele, alături de partea de garanție. După care, în interior, aici au fost poziționate căștile, iar în această cutiuță mai mică vom găsi accesoriile esențiale. Mai exact, avem cablul pe care îl vom folosi pentru încărcarea acestora, un cablu cu mufă USB-C, alături de niște dopuri de rezervă, astfel încât să ni se potrivească pentru dimensiunea urechii, indiferent de cât de mică sau mare este aceasta. Acest model de căști este cel mai recent lansat de Samsung, iar designul carcasei pare împrumutat de la Buds Live la prima vedere. Materialul utilizat este plastic, dar avem de face cu unul lucios ce pare calitativ și se deschide plăcut de fiecare dată. Dar stă în același timp și destul de bine închis datorită magneților. În interior, căștile sunt ținute pe poziție tot cu ajutorul unor magneți, dar sunt extrem de ușor de scos, dar și de pus la loc. Experiența se simte premium, iar eu apreciez de fiecare dată genul acesta de detalii. Chiar dacă această formă nu e tocmai preferata mea, pentru că eu apreciez mai mult căștile clasice, nu acestea cu tip dop, am fost plăcut surprinsă de faptul că au stat extrem de bine în urechile mele și nu m-au deranjat rapid așa cum așteptam să o facă. Aș spune că experiența de utilizare este una chiar plăcută și nu le-am simțit nesigure în ureche. Căștile vin cu Active Noise Cancelling, dar și cu un mod Ambient Sound, astfel încât să ne putem decide dacă vrem sau nu să fim deranjați de zgomotele din jur, dar și cu câte 3 microfoane pe fiecare dintre acestea, dintre care 2 sunt exterioare. Și fiecare cască va cântări doar 5 grame. În plus, au certificare IPX2 care le protejează de stropii de apă. Capacitatea bateriei este aici una destul de mare din punctul meu de vedere. Avem 472 de mAh pentru carcasă și 61 de mAh pentru fiecare dintre căști. Așadar, poate rezista fără probleme 5 ore la o singură încărcare cu Active Noise Cancelling activat, iar cu el dezactivat poate dura chiar 8 ore la un volum maxim de 80-90%. În plus, carcasa încărcată complet ne oferă o utilizare de încă 15 ore a căștilor. Și apropo de încărcare, le putem încărca atât cu cablul din cutie cu mufă USB-C, cât și wireless direct de la un dispozitiv ce ne permite acest lucru. Pentru cei care au un telefon cu Android, este disponibilă aplicația Galaxy Wearable, care o să ne permită să facem setările necesare pentru a ne putea bucura la maximum de aceste căști. Și din ce am auzit, va fi disponibilă chiar și pentru iOS în viitorul apropiat. Iar conexiunea Bluetooth 5.2 alături de codecul proprietar Samsung promite o conexiune puternică atunci când sunt utilizate cu un dispozitiv Galaxy, fie că vorbim despre un telefon sau despre o tabletă. Eu l-am testat cu un Fold 3, așa că am avut acces la toate beneficiile și am să vă arăt și vouă ce setări putem face direct din aplicație. Important de reținut este faptul că acestea trebuie să fie puse în ureche dacă vrem să activăm sau să dezactivăm noise cancelling. Tot de aici ne alegem și activarea acțiunilor pe care să le facă la o atingere dublă, triplă și la apăsarea și menținerea apăsată. Iar la zona de setări ne putem alege stilul audio potrivit pentru ceea ce ascultăm, putem activa citirea cu voce tare a notificărilor direct în căști, putem activa Bixby, putem testa poziționarea corectă a acestora în ureche, iar actualizările le vom face bineînțeles tot de aici. De asemenea, cu ajutorul aplicației SmartThings Find vom putea să vedem pe hartă unde se află acestea cu exactitate în cazul în care le pierdem, de exemplu, ar putea fi de ajutor pentru recuperarea lor. Și tot în aplicație vom găsi și un ghid cu ajutorul căruia ne vom asigura că le-am poziționat corect și vom afla cum să le utilizăm fără a pierde vremea prea mult. Îmi place simplitatea cu care Samsung a ales să prezinte gadgeturile în ultima perioadă, iar genul acesta de informații scurte și clare cred că sunt exact ceea ce ne trebuie pentru a ne putea bucura mai rapid de noile achiziții. Acestea fiind spuse, sper că am reușit să surprind detaliile esențiale despre acestea. Iar dacă sunteți în căutarea unor căști wireless, cu atât mai mult dacă aveți deja un dispozitiv Galaxy, ați putea să le luați în considerare.
Detalii despre calitatea sunetului nu v-am oferit pentru că mi se pare destul de subiectivă treaba, deja majoritatea căștilor se aud extrem de bine în momentul actual, mai ales dacă vorbim despre căștile Samsung, eu foarte greu am găsit diferențe considerabile între ele, deci nu cred că o să vă dezamăgească. Iar la partea de apeluri, noise cancelling se descurcă mai mult decât decent, deci în majoritatea situațiilor ar trebui să vă satisfacă nevoile. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video până la final și dacă vreți să mă revedeți, trebuie doar să vă abonați. Pup, pup!